Ghidul turistic digital disponibil în limba română și engleză vine în ajutorul celor care ne vizitează țara. Ghidul virtual oferă informații utile legate de obiectivele istorice, cazări, servicii și activități de petrecere a timpului liber. Este practic o aplicație digitală unde atât autoritățile locale cât și entitățile private din turism își dau virtual mâna pentru o promovare consistentă. Reporterul nostru special, Marius Milea, a stat de vorbă cu cel care gestionează această platformă în Piatra Neamț, primul oraș din Moldova în care a fost implementată. Turismul rural este un domeniu pe care noi îl promovăm foarte mult. Consiliul Județean Neamț, în toate evenimentele pe care le organizează sau manifestările la care participă, pune în valoare și dorește să promoveze turismul rural, agroturismul, pentru că acesta este un element de atracție pentru publicul din România și pentru publicul din străinătate care nu mai are contact cu tradițiile și cu viața la țară. Există o platformă la nivelul Consiliului Județean tocmai pentru promovarea turismului. Este vorba de un instrument nou pe care Consiliul Județean l-a dezvoltat și îl lansăm cu ocazia participării la această ediție a Târgului de Turism în România. Este vorba de aplicația pentru mobil Visit Neamț, care poate fi descărcată din magazin Play, atât pentru telefoanele ce utilizează Android, cât și iOS. În cadrul acestei aplicații, noi dorim să introducem și să cuprindem tot ce are Neamțul mai valoros și mai frumos de prezentat turiștilor care doresc să ne viziteze. Este vorba atât de obiective turistice, cât și de gastronomie, cât și de cultură, case memoriale, muzee, posibilități de agrement, sporturi de iarnă, posibilități de recreere, dar și multe alte surprize pe care vă invităm să le descoperiți singuri prin descărcarea acestei aplicații.